Ne apropiem cu pași repezi de Crăciun, noi am podobit bradul și trebuie să recunosc că e o plăcere și o satisfacție sufletească pentru mine când văd bradul împodobit, când vin așa sărbătorile de iarnă și parcă te încarci cu energie pozitivă. Bună seara și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar acum, înainte de Crăciun, vă spuneam săptămâna trecută că am o surpriză specială pentru dumneavoastră și am zis să vă aduc cadou înainte de Crăciun pe Mariana Ionescu Căpitănescu, căreia îi spun bună seara, bine ai revenit la noi și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi eteacuși înainte de Crăciun. Bine v-am găsit, bun găsit tuturor. Păi m-ai luat așa din bucătărie, dintre boale, dintre legume, pentru că eu mă pregătesc din timp. Da, așa este, pentru că și noi în casă facem totul din timp, știi? Da, 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 este nevoie, știi, să mai faci anumite preparate din timp, pentru că și mai ales când mă refer la curățenie, la curățenia asta de bucătărie care este foarte meticuloasă, cu să iei fiecare vas în parte, să-l curăți, și nu este ușor. Pentru o gospodină este, să zic eu așa, o perioadă de oboseală în plus, știi? Pentru că trebuie să, în mintea noastră, mai ales, nu știu dacă în alte zone e așa, dar în Oltenia parcă ținem așa neapărat să curățim totul. Totul, să fie totul lună. Da. Așa e și la mine și vreau să spun că am profitat de ocazie că au fost zilele alea libere de 1 decembrie, am făcut curățenie generală odată și am mai făcut odată acum, ca să fie treabă, știi? Da, da. Și tot la fel cu fiertul oalelor, cu tacâmurile fierte, ca să le ai curate tot. Ah, deci tu chiar faci așa și asta? Fac, da, le cu fier. Bicarbonat, da, cu da? Bicarbonat, da. Bravo, cu bicarbonat și un pic de curăța vase, da? Lichid. Da. Da? Uh-huh. Și știi ce frumos? Da, se fac foarte frumos. În schimb, vasele de inox astea, da, le mai fierb în sodă caustică, știi, ca să le desinfectez ca lumea. Da, și ea sunt foarte curate și strălucitoare, da. Uite, mi-ai dat o idee, dar să știi că o să fac de Paște asta numai, că nu mai am timp de Crăciun. Pentru că vorbeam noi înainte de emisiune, că așa suntem și noi ca fetele, stând de vorbă, spuneam că tu ai gătit. Tocmai venea ea de la gătit. Da. Și lumea are impresia că noi nu gătim, nu facem curat, nu facem absolut nimic. Mă, frate, nu avem oameni, femei în casă. Noi ne facem noi. Da, da, da. Ca o gospodină... Da. Ca o gospodină, cum să zic, harnică și normală. Da. Dar numai că eu le fac așa pe fugă. De exemplu, pentru a găti într-o zi pentru copiii mei, mai tai din orele de somn dimineața. Uh-huh. Și mie îmi place să dorm dimineața. Atunci e somnul mai dulce. Da, probabil și pentru faptul că pierd multe nopți și m-am obișnuit să mă culc cât mai târziu, mai spre dimineața așa, dar dacă m-ai trezit de dimineață și mi-ai luat acele 2 ore de somn, nu prea mai este ziua mea așa, cu voie bună. Mă sunt așa puțin tristă, dar întotdeauna mă trezesc mai devreme ca să gătesc, să fac mâncare pentru copii. Și așa am făcut și de data asta, pentru că țin eu morțiși să mănânce ei mâncare gătită. Și asta ei, e cel mai bine? Da, ei spun, mami, lasă că noi ne comandăm din oraș. Noi mergem în oraș sau ne comandăm din oraș. Eu când îi aud, zic, mai bine mai fac eu un efort, că vreau să fie sănătoși, vreau să-și păstreze sănătatea și să aibă viață lungă, să nu aibă probleme, că am îndoieli cu mâncarea asta, cum se zice, fast food, mâncarea asta rapidă, știi? Mm-hmm. Tot am introdus tot felul de expresii. Englezisme, da, vorbeam chiar înainte de emisiune, că nu mai poți decât cu engleză. Da, 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 este într-adevăr și anunțurile astea, afișele pentru Revelion, pentru atunci acolo unde când, scrie All Inclusive și cei care comentează spun, dar de ce All Inclusive? Pentru Dumnezeu scrieți românește. Toate sunt incluse. Inclusiv poți să-ți iei farfuriile acasă. Glumesc! Da. Dar e bine că mănâncă mâncare gătită și e bine că faci tu. Pentru că și cum e, ce pui tu în tigaie și în oală, știi ce ai pus, cum ai pus, dar ăla la restaurant nu mai știi ce s-a întâmplat, știi? Da, așa este. Și e mai sănătos acasă, ai dreptate. Da, da, da. Și au anumite
preparate care le plac, eu le fac neapărat ciorbă și îi spun, pot să trec pentru peste felul 1, pot să trec peste ciorbă. Nu pot să treci. Da, da, ciorba ajută la stomac foarte mult. Da, la, da. Și la digestie, știi? Așa este. Numai că, de exemplu, băiatul meu, cât a fost la studii, el nu prea a mâncat supă, nu prea a mâncat vreo 4 ani, a mâncat așa... Ce a apucat. Ce a apucat pe acolo, da, și a și slăbit foarte mult în perioada cât a fost plecat în Elveția, a slăbit mult. Acum este normal să zic așa puțin, puțin împlinit, așa, eu mi-aș dori să mai slăbească puțin, dar văd că nu i-a venit acel gând de a se mai abține și de la mâncare. Păi dacă gătește mama bine... Gătește mama, da. Și ei mă sună pe mine și mă întreabă, mai ales Antoni, mă întreabă când termină cu serviciu, mă sună, mami, ce avem acasă? Ce ai gătit? Îi spun eu, el zice, bine, hai că vin să mănânc, sau bine, cred că rămân totuși prin oraș, adică nu-i place mâncarea, știi? Nu-i place ce am gătit, știi? Și rămâne să mănânce în oraș. Dar este, e minunat să poți să gătești și dar să... Dar te mai ajută soțul? O mai ajută și soțul, da. Dar la mâncarea din casă nu se bagă. Știi ce face el? Grătarul. Și grătarul când facem grătar, așa, dar el mă ajută foarte mult la preparatele astea pe care le facem pentru iarnă. Adică le face în mare majoritate el, eu. Să zic că eu îl ajut pe el la astea. El face gemurile, el pregătește zacusca de iarnă. Wow, ce tare! Da, da, dar în casă bine. Eu gătesc și mai face și el când nu sunt acasă, îi mai face fetiței așa, câteodată ceva, cartofi prăjiți, câte un grătărel îi mai îi face el. Dar se pricepe. Dar zice, dacă la cât de bine gătești tu, nu mă mai apuc și eu să gătesc în casă, că se vede diferența de gust la mâncare, știi? Dar ziceai că sunt copii, de exemplu, Antoni spunea că dacă îi place ceva, vine acasă și mănâncă, dacă nu, rămâne în oraș. Da, da. Care e mâncarea preferată a copiilor tăi? Măi, o să râzi, dar mâncarea lor preferată este mâncarea de cartofi. Deci la aia mă gândeam, jur. Serios? Mâncarea de cartofi, mie îmi place mâncarea de cartofi la nebunie, dar fără carne. Da, și ai mei tot fără carne o mănâncă. Deci fără carne, carne. Deci aia cu carne, nu știu, parcă îi dă un alt gust. Nu-mi place. Și pe bărbatul meu mereu îl prind așa în offside, îl întreb, ce zici să mai gătim? Dar el mai stă ce mai stă și zice, o varză, ori fiartă, ori călită. Și eu acum gătesc varză mai rar, pentru că copiilor, mai ales lui Antoni, nu știu, nu le mai place, a mâncat toată foarte mult și s-a plecat. Și acum, o perioadă de timp, nu mai mănâncă varză și mă gândesc și eu, mai dacă gătesc ceva, să mănânce toți cei din casă, știi? Da, să nu așa nevoită să fac mai multe feluri, ca să fiu sigură că nu rămâne vreunul nemâncat. Dar mâncarea de cartofi mi-e place și mai îmi place ciorba de cartofi, dar cu zeamă de varză. Da. Vai ce bună e! Eu mai fac și cu bacon ciorba de cartofi. Dar să știi, eu, de exemplu, gătesc ciorbele astea, gătesc ciorbă de pasăre, ciorbă de vită, ciorbă de porc. Ei nu mănâncă ciorbă de porc, dar gătesc și pentru mine și pentru soțul meu. De oase, mamă, ce bună da, e! Da, mai gătesc ciorbă, acum în post am făcut ciorbă de fasole, ciorbă de cartofi și eu îngheț legume. Din asta, verdeață, mai mult lobodă și draga vei și fac ciorbă, dar ei nu se ating de astea. Se ciorbele când le văd verzi, nu, ei și nu se ating. Un pic acrite cu zeamă de lămâie. Cu lămâie sau cu oțet noi le da, știi că ce să faci când sunt strugurii, da? Să îngheți struguri? Să îngheți strugurii verzi și să-i acrești cu aguridă, cum spun la țară. Da, da, da. Noi, eu acream... Îmi plouă în gură deja, nu știu cum să mai explic. Eu acream cu prune acrești sau cu corcodușe. Aha, în prima da, sau corcoduș. Măi, extraordinar de frumos. Din cauza că făcea foarte multă mizerie, el era de la mine, de la țară, că eu mai am pomii plantați, luați puieți de la mine, din grădina de la părinți, și mi l-a tăiat bărbatul meu corcodușul. A zis, atâta mizerie a făcut și numai un pom de corcoduse mănânci, eu singura care mănânca, și mi l-a tăiat de vreo un an de zile, dar nu mi-a spus, știi? Mi-a zis că, uite, cred că se usucă, cred că nu știu ce, mă mir că n-a pus ceva benzină la rădăcină să mi-l usuce de tot, dar n-a avut sufletul ăsta, mi-l-a tăiat de tot. Acum sunt supărată din cauza asta. Dar, într-adevăr, îmi place să trăiesc ca la țară. Ca la țară, da. Îmi place să trăiesc, adică, îmi amintesc că la un moment, când am plecat eu de la țară,
ai de mine, eram înnebunită că am plecat și bucuroasă că m-am scăpat și după aceea mi-am dat seama că viața tihnită și naturală și așa frumoasă este viața de la țară. Și eu păstrez așa spiritul acela în suflet și acasă când gătesc nu mă reține nimeni să gătesc ca la mine acasă. Da, și ce mai bine? Mama când eram noi copii. Da. Cea mai bună mâncare, aia de la țară. Turtă faci? Fac. Dar să știi că am făcut și nu prea îmi iese, dar o să mai încerc. Face mama. Cât e mama în viață și sper să mai fie vreo 40 de ani. Doamne ajută! Ea ne face turtă. Acum m-am gândit să fac și eu mai des, dar trebuie să fac... Iese bună turta la cuptorul cu lemne. Da. Știi? Sau la țăst. Din mirosul ăla, sau la țăst, da. Numai că la mine la țară nu era... Nu se făcea pâine sau turtă în țăst. Și se făcea în cuptor, știi? Uh-huh. Și care e aproximativ același lucru. Și, dar într-adevăr, îmi place. Eu și când cineva îmi face pâine de țară, mai iau de la mama, bă, țin de ea, să mănânc numai din aia, zic, să nu mănânc din oraș. Știi? Și copiii mă întreabă, asta e pâinea lui mami, eu mănânc brânză numai de la țărani. Și ei spun, asta e brânza lui mami, brânză mami, pâine mami, și ei mai gust așa, dar nu sunt nebuniți așa. Dar știi ce bine că mănânci mâncăruri de-astea tradiționale. Da, și mă spunea într-o zi, vorbeam cu Antoni, că mereu, dacă mergem la drum, zice, mami, mult timp am crezut că tu nu mănânci preparatele astea din oraș pentru că nu-ți plac. Zic, nu, eu nu mănânc pentru că le consider că sunt bune astea, fast food, zic. Dar el zice, da, eu mult timp am crezut că nu-ți plac și de asta nu mănânci. Că mă abțin foarte mult și de la fast food și de la dulciurile din oraș, de la multe preparate mă abțin și eu și de la sucurile cu acid, nu beau niciun fel de... Eu îmi fac ceai. De suc. Foarte mult ceai de fructe. Foarte bine. Și îl consider un suc. Un suc, da. Dar nu îl îndulcesc și îl pun decât cu lămâie. Da. Și iasă foarte bun. Și mai ales vara este extraordinar, e răcoritor. Da. Dar spunem de sărbători, așa gătești, nu? În casă. Da, tu. De sărbători gătesc, da. gătesc și mai, îmi place să merg la mama. Și îmi place să merg la țară. Ne strângem toți la sora mea, de fapt la casa bunicilor, din partea mamei. Și acolo mama, cu ce gătește mama, mergem și acolo, mai stăm și la casa lui mamei, dar la Antonica, la sora mea, începem așa când ne ducem, ea gătește foarte, foarte bine. Antonica e sora mea mijlocie, între Marcela și mine. Și o luăm cu țuică fiartă. Deci, chiar să vă facă poftă fiartă, de mâncare. Da, cu piper în ea și cu, cu zahăr, dăm noroc, trăim exact cum și ne petrecem acele momente pe care le stăm la țară exact în copilărie. Și ne și prostim și și vorbim la fel în dialect și e așa, trăim episoade din viața noastră de copilărie. Și ce poate fi mai frumos decât copilăria? Da, da, da. Să știi? Bine, și copiii când ne văd, aoleu, am început, uite pe mami, uite pe Marce, uite pe Antonica, pe mamaie, dar nouă ne place și ei se uită la noi așa ca niște spectatori, știi, că ne văd. Da, pentru că noi am avut, Mariana, noi am avut altă copilărie și am avut o copilărie dintre asta frumoasă, în care am avut parte de absolut tot, de tradiții, de obiceiuri, de colindat, de gătit, uite cum spui tu, făcut în cuptor, mâncare, să stai acolo la gura sobii și să te încălzești. Da, și totul se făcea greu atunci și apreciai. Apreciai atunci când vedeai o mâncare că a ieșit bună și abia și o față frumoasă, știi, că ai văzut și ciorba când arată bine, așa, o mănânci cu altă poftă. Dar ei sunt în perioada asta de automatism, știi, nu contează. Pe repede înainte. Da, eu le, de exemplu, băiatul nu ține telefonul cu el la masă, dar fata
Tara Maria, îi atinde întotdeauna, cu toate că știe că nu are voie, ea întotdeauna forțează și își ține telefonul la masă. Și mai ia o gură de mâncare și se mai uită pe telefon și mai ia și din cod, dar ce să spun, îi pune suport telefonului și se uite, ea mănâncă, mănâncă automat. Și i-a spus, nu ai voie să ții telefonul cu tine. Și totdeauna îi amintesc. De fiecare dată îi spun, nu ai voie cu telefonul la masă. Of, Doamne, se duce el, ia-l trimite în altă parte. Trebuie să te bucuri de aceste momente. Și așa ei, așa cum spui tu, ei trăiesc în lumea aceasta a modernismului tehnologie. Și tehnologie avansată, deci totul, dacă îi întreb de ceva, nu, a, știi să faci aia? Nu, știu, dar o să mă uit pe internet și o să știu, o să aflu cum se face și, păi da, da, trebuie să pui tu în practică, să le faci tu, fără să te mai uiți pe internet. Da. Da, trebuie să-ți pui mintea la contribuție, fără să vezi tu ce este pe internet și, da, și e, dar n-avem, nu au ei nicio vină că s-au născut în epoca asta. Și nici nu trebuie să le punem lor să trăiască așa, să-i condiționeze să trăiască cum am trăit noi. Uite, pentru că tot vorbeai de soțul tău și de faptul că te ajută, uite, avem prietenele de o piese care se numesc Ne-am iubit Neicuță și Neicuță de dragostea noastră. Spunem, de câți ani sunteți împreună? De 28 de ani. Mulți aproape. Înainte. Da, mai avem o lună 20, facem 28 de ani. Doamne ajută, mulți înainte. Da, au fost ani frumoși și ani frumoși și grei. Că nu să nu își închipe cineva că e ușor să fii solistă de muzică populară și să pleci noaptea de acasă, să-ți lași copilul cu soțul sau soțul singur sau soțul bolnav în pat și tu să-i duci grija, aoleo, ce face, telefoane. Da, deci nu... Ca solist de muzică populară trebuie să faci multe sacrificii da, pentru că sunt da. Contracte pe care le iei dinainte și indiferent ce se întâmplă în viața ta personală, tu trebuie să fii acolo, am eu o vorbă, mort cop trebuie să fii la cântare da. Și eu știi la ce mă gândesc? Mă gândesc că în toată viața mea de când când și cât am stat în România, că atunci când am fost plecat am mai avut weekenduri. Întotdeauna când lumea se duce, se relaxează și se distrează, eu mă duc la muncă. Înțelegi? Da. Cum vine sfârșit de săptămână, eu mă duc la muncă, dar niciodată n-am pregetat și acest dar de a cânta l-am luat ca pe o binecuvântare și ca pe o datorie de-a mea de a distra lumea. L-am luat așa ca pe o asta, ca pe o, nu știu, ca pe o misiune, ca pe un noroc. Sau și ca o mulțumire sufletească că vezi oamenii că se distrează? A, da, bineînțeles, bineînțeles. Îmi spunea Antoni, băiatul meu, mergând cu mine, știi, și mă vede, dacă am, de exemplu, 3 evenimente într-o zi, normal că la al treilea poate și adorm pe drum până să ajung de la unul la altul, la concerte, și spune, măi, mami, tu ești ca o baterie din aia. Deci, când vezi că se apropie momentul să te urci pe scenă, nici nu se mai observă că tu între timp ai fost mai mult adormită sau că ai fost supărată de ceva pe scenă, dai totul și ești veselă și niciodată nu... și nu preget. Adică, și nici la vârsta asta a observat el asta, știi? Zice, uite, am observat că tu niciodată nu spui nu sau spui, domne, v-am cântat prea mult sau dacă îți merge vocea, ești foarte, foarte bine. Da, și pentru că, știi de ce? Spectatorul, telespectatorul, cel de la nuntă, da? Nu trebuie să simtă că tu ai fost obosită, că te doare capul, că poate te dor picioarele, poate ai o problemă acasă, poate ai copiii bolnavi, Doamne ferește, poate ai soțul, Doamne ferește, bolnav. Nu trebuie să simtă nimic. Ei da. Trebuie să simtă doar energia ta pozitivă pe care le-o transmis lor. Da, da, încât da. Ei să se distreze. Da, da. Nimeni nu știe ce e în sufletul tău. Așa este. Dar să știi că oamenii apreciază aceste aspecte. Oamenii, la un moment dat, cei care iubesc cântecul și cei care devin admiratorii tăi pe viață, că sunt și admiratori care rămân fideli o viață. Primesc mesaje, scrisori de la oameni care se uită practic la toate emisiunile și la tot ce apare cu mine.
devin parte din viața ta, știi? Adică te susțin din umbră, simți acea energie a oamenilor și înțeleg câteodată că, da, Mariana, odată ați fost mai obosită, s-a văzut că erați abătută sau tu încerci câteodată, încerci să maschezi anumite aspecte din viața ta, dar ele se oglindesc pe fața ta, dar dorința mea întotdeauna este de a îmi desfășura actul artistic la capacitate maximă atât cât pot, cât îmi permite puterea. Da, pentru că oamenii nu trebuie să simtă cum suntem și noi, oamenii de televiziune, nimeni nu știe ce în sufletul nostru, știi? Ți-am mai povestit eu cândva că eu l-am îngropat la ora 12 pe tata și seara am fost în direct, pentru că așa a fost, da, să fie. Da. Și am avut emisiune. Și nimeni n-a știut ce în sufletul meu, nimeni n-a știut că eu după ce m-am dezbrăcat de costumul popular, m-am îmbrăcat în doliu, m-am demachiat, da, și automat nimeni n-a știut. Da. Decât eu și colegii mei de platou. Am trecut de multe ori prin aceste momente, da, da. Și e foarte greu. Da. Nici nu-ți dai seama cât, poate numai cei care au trecut exact ca noi, da, două știu, pentru că e atât de dureros și trebuie să ai o tărie de caracter și o voință de fier să poți să faci asta. Practic treci peste voința sufletului, da, atunci. Treci peste voința sufletului, deci este nu poate fi expus în cuvinte, dar să știi că de multe ori ești judecat că te-ai dus să cânți și că cineva... Când am avut contracte, da, frate. Asta, noi, acapella, noi cântatul nu este considerat ca o meserie. Este considerat așa că ceva pe care tu îl faci practic de drag, dar la un moment dat devine o meserie. Da. Da, deci la noi este o meserie cântatul. Așa este și contractele astea pe care voi le luați cu mult timp în urmă și n-ai de unde să știi că în ziua respectivă moare cineva. Da, da, da. Deci poți să anulezi o filmare, da, dar un spectacol sau o nuntă de pe o zi pe alta nu poți să le... Nu poți. Trebuie să te duci. Da. Eu îți propun să ascultăm cele două piese dedicate lui Neicuța, așadar vă invit și pe dumneavoastră să ascultăm pe Mariana Ionescu Căpitănescu cântând. Din suflet ori să te aștept. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet ori să te aștept. Tu mi-ai furat somnul și în loc să adorm, eu mă lupt cu dorul de nu mai sunt om. Mi-ai furat somnul și în loc să dorm, eu mă lupt cu dorul de nu mai sunt om. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet ori să te aștept. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet ori să te aștept. Să te chem, dragoste-i curată, dă-i ca un blestem, inima mă ceartă la piept să te chem. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet ori să te aștept. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet ori să te aștept. Te port în inimă din
noi lacrimeze, să fim împreună, eu mereu visez. În zori dimineața, din vis mă trezesc, fără tine-n viață nu pot să trăiesc. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet, ori să te aștept. Spune-mi, neipuliță, spune-mi de drept, să te scot din suflet, ori să te aștept. Am revenit alături de invitata mea din această seară, Mariana Ionescu Căpitănescu, și te-aș întreba că tot vorbeai, Mariana, cu atâta drag de întâlnirile voastre de acolo, de la Dâmciulești, de la țară. Cum a fost copilăria ta? Cum era Crăciunul, să zicem? Să știi acasă că sărbătorile erau un prilej de mare bucurie. De fapt, erau, cred că unele dintre puținele bucurii pe care acolo le aveam, pentru că viața mea și perioada aceea, viața mea de copilărie, am trecut-o cu greu, cu multe, multe greutăți, cu multă muncă. Și atunci când se apropiau sărbătorile, altfel era spiritul nostru, eram mult mai bucuroși. Și faptul că primeam câte ceva în dar, de la părinți, de la unchi, de la neamurile noastre care veneau de la oraș, ceea ce pentru noi însemna extraordinar de mult. Și împodobeam și noi bradul, cum puteam, cu ce aveam pe acolo, pe acasă, dar era bogată sufletește Crăciunul nostru. Faptul că aveam belșug, tăiam porcul și toate preparatele se făceau atunci în ajun, aproape de zilele astea, da, două de Crăciun pe care noi le sărbătorim, și ne bucuram. Împodobeam bradul, dar să nu mă întreb cu ce împodobeam bradul, că era foarte sărăcuț bradul nostru, foarte sărăcuț. Aveam niște beteală. Mi-amintesc că nu aveam
niște luminițe pe care le împrumutam de la niște vecini și le dădeam și noi lor ce aveam. Noi aveam niște beteală, rupeam din beteală jumate, le dădeam și lor. Și luminițele le țineau câteva zile ei și câteva zile noi. Uh-huh. Știi? Și trecea mața prin portocală, primeam portocale și le puneam tot în brad. Uh-huh. Și niște și bomboane din acelea fondante învelite așa. Da, și bune erau. Da, n-aveam globulețe, nu aveam. Da? Că globulețe nu aveam, nu. E, da, da, să știi că ai avut copilărie frumos. Da. Vrei să spun ceva? Faptul că te strângi la masă cu ai tăi, da. La mine e literă de lege. Da. În casă, în familia mea, de Crăciun, de Paște, suntem toți la masă. Asta e mare lucru, da, și la noi la fel. Nu există de Crăciun, de Paște, să nu ne strângem toți la masă. Deci e literă de lege, indiferent unde am fi. Da. De Crăciun suntem toți la masă cu mama și ne strângem absolut toți pentru că așa e frumos. Da, și primeați înainte, primeați colindători. Da, păi și primeați și acum? Da, la noi veneau cu steaua în noaptea ajunului și mi-amintesc că se umplea camera aceea unde tăteam, se umplea de colindător. Ne cântau steaua și povesteau. Le dădeam ce aveam noi preparate și ne povesteau. Tot familiile astea cu mulți copii și astea ne primesc, cei mai bogați de aici din sat nu ne primesc, nici nu ne răspund la poartă, că ei strigau la poartă. Uh-huh. Noi eram bucuroși și nebuniți să primim și le dădeam și ultimul ban, că nu aveam bani atunci, să zici că cine știe ce sume de bani aveam noi prin casă. Dar bucuria aceea de a ne colinda și era foarte frumos. Și acum îi primesc și vreau să spun și ce-mi place. Vin cei de la Liceul Teologic sau de la Facultatea de Teologie, umplu scara pur și simplu, da. Acolo și îmi place să-i ascult. Da, știi? Cântă foarte frumos, cântă pe voci. Da, da. Și ce-am observat, vin cei de la Liceul de Artă, se îmbracă în Moș Crăciun și dai seama că ăștia de la Liceul de Artă cântă tată după note, da, și da. Cu instrumente și da. Cântă, colindă prin tot ăla, o ia așa, prin tot cartierul, dar ei nu da. Se opresc. Merg. Merg cântând. Da. Și se opresc doar la cei care le dau bani. Și eu deschid fereastra, îi ascult, îi și filmez uneori și după aia le dau bani, dar îmi place de ei că, uite, nu uită din tradiții. Da, acum s-a împământenit și chestia asta, că câteodată ți-e teamă, știi, dacă se întunecă, ți-e teamă, nu cumva să fie cineva deghizat sau, de uh-huh. exemplu, dacă stai la casă sau a intervenit teama asta, nu știu, dar e foarte frumos ce fac ei, știi? Cei care sunt de bună credință, cetele astea care se duc și colindă, au de, cum să zic, sunt de admirat. Da. De admirat. Ai fost vreodată la colindat, apropo? Da, eu am fost cu Sorcova. Eu mă duceam cu Sorcova de anul nou. Eu nu știam de să zic că Cocovava Baii. Atât știam. Cocovava Baii și deci Sorcoveam. Eu mă duceam cu Sorcova și eu eram micuță, îți dai seama, când am început, că am crescut mai mare și am conștientizat, așa, am rușinat mai mult și nu m-am mai dus, dar câțiva ani m-am dus cu Sorcova, mă duceam singură ca să-mi rămână banii mie. Da, și îmi lua câte o ruchiță, când îmi cumpăram câte ceva din ce câștigam cu Sorcova și mă duceam și strigam, sunt Mariana la poartă, și când auzea că sunt Mariana, știau că eu m-am remarcat de la grădiniță ca având talent artistic și mă duceam, dar veneam acasă. Deci veneam acasă înghețată, sloi, și la picioare, udă, deci eram, de fiecare dată după ce făceam ritual de a merge cu Sorcova, răceam. Păi mă lua câte o răceală din asta de mă ținea câteva zile în șir, știi, pentru că tremuram, era da. E frig totuși iarna să stai numai pe afară și... Dar voi sunteți trei surori, Marcela, Antonica și cu tine, care știți să cântați. Și da. Antonica, ai spus că și știe. Și ea știe să cânte, da. Nu v-ați dus niciodată la colindat toate trei? Nu, nu. Nu? Nu, pentru că la noi se mergea așa, cu plugușorul, uh-huh. Cu steaua, și cu steaua merg numai băieții. Uh-huh. Da, cu steaua trebuie să meargă numai băieți. Mergeau frații mei. Uh-huh. Eu am un frate, Vasile, cel mai mic, și am mai avut un frate, Viorel, cel care nu mai trăiește de mult timp,
Și el mergea. El era cel care și își făcea singur sorcova. Era o sorcovă din asta care... Nu, că își făcea singur steaua, pardon. Uh-huh. Era o... Steaua trebuia să fie împodobită frumos și el o făcea. El era cel care confecționa și steaua asta cu care se mergea. Îl ajutai acolo la confecționare? Măi, îl ajutam noi, ne ciondăneam rău de tot, că eram cei mai apropiați de vârstă, era o diferență de 2 ani și ceva între noi. Și era cumva așa o competiție între noi doi. Tot timpul le certam. Dar frații tăi știu să cânte, cel care nu mai știa să cânte? Da, și el a studiat instrument. Deja când a văzut el că eu cânt, l-am ajutat și a cumpărat un set de tobe. Și voia să meargă să cânte la tobe și n-a mai apucat. Nu, n-a mers. Nu, a intenționat să meargă într-o formație din asta de tineri, într-o trupă de tineri de pe acolo de la noi, dar nu s-a ținut. Au avut, deci, talent, toți frații mei au avut, dar nu. Unii, de exemplu, Antonica a cântat foarte frumos, dar era foarte timidă. Și din cauza asta nu... Nu s-a lansat. N-a îmbrățișat meseria asta. Ce păcat. Da. Dar nu te-ai gândit așa să măcar să o iei într-un studio și să faceți un triet așa, tu cu Marcela și cu Antonica? Mă, hai pentru sufletul nostru să rămână în amintire. Da, păi am cântat cu ea odată la o emisiune, la o emisiune pe un post național de televiziune și a cântat cu noi, mai ți minte sora mea când era încât lingura. A uh-huh. cântat cu mine și cu Marcela. Da, a cântat și ea cu noi. Da, deci am făcut asta, am experimentat, am luat-o cu noi. Într-un studio să faceți o piesă nouă așa? În studio, da, putem face asta. Eu am atâtea proiecte încât aștept să dea Dumnezeu să le cumva să le înfăptuiesc pe toate. Doamne ajută! Da. Totuși, de Crăciun, spune-mi ce gătea mama? Băi, mama... Ce făcea dulce, ce făcea de mâncare? Mama gătea așa, sarmale, în primul rând sarmale, piftii. Uh-huh. Și mâncam, făcea turtă, mâncam sarmale cu piftii, piftii și cu turtă. La voi așa să da? Mănâncă, da. Făcea caltaboș, umplea, deci, cu ficat, cu rinichi, dar la noi nu se numește caltaboș. La noi le spune mațe umplute. Uh-huh. Ca și la mine, la țărător. Da, așa mațe. Le spune, da. Și asta mâncam cu brânză de vaș, de oaie, da? De ce se găsea. Friptură și ciorbă. Ciorbă neapărat, ciorbă de os, de așa, zamă de varză. Cu friptură cu pomana porcului și cozonac. Uh-huh. Mama, noi făceam cozonac și gogoș la noi. Și câteodată clătite, dar cozonacul se... Cine făcea cozonacul? Mama. Tot mama? Da. Voi nu făceați, nu ajutați? Da, o ajutam, da, făceam și noi. Dar eu am plecat, eu când am plecat de acasă, n-aveam nici 16 ani. Deci eu am plecat de mică la școală. Uh-huh. Și, dar bineînțeles, găteam și eu, aveam frații cei mici în primire, eu trebuia să-i spăl, să-i aranjez în tot timpul, deci am, practic eu am fost ucenica mamei, adică am fost așa ca o mamă de rezervă pentru frații mei și chiar până la 16 ani am avut foarte multe de făcut, deci făceam, mă ajutam pe mama, le tocam tot, îi tocam legumele pentru... pentru ce pregătea ea de sărbători. Nu o lăsam singură, dar greu era pe ea, normal. Da. Da. Și da, e mâncare tradițională, să știi. Nu, mi-amintesc că salată de beof nu mâncam. De ce? Pentru că nu-i plăceam lui mama și mai aveam rude care ne făceau, veneau de la oraș cu platou, v-am adus salată de beof, rude de ale noastre. Și mama zicea, aoleo, cum arată. Nu-i, că deja când mama se strâmba la platou, noi niciunul, nici nu gustam, o lăsam de se strica, ziceam, ce înseamnă aia cu glazura aia galbenă, așa, peste, mi se părea o chestie, de eram mic și îți dai seama că dacă eu aveam 16 ani, frații mei erau mai micuți. Da. Și, băi, noi mâncam ce mâncau ei, deci dacă ei nu mâncau ceva, noi nu gustam, consideram că nu-i bun, știi? Da. Și acum stă nebunită după salată de beof, după salată de icre sau... Bani. Acum, cine face? Cine gătește în casă la tine, în afară de tine? Te ajută Tara Maria? Da, mă ajută. Mă ajută, dar face așa tot pe ucenica, știi? Mă ajută. Mai amestecă ceva cu mixerul,
mai toacă și ea legumele pentru salata de beof. Spală ce? Vase, da, și să vezi ce meticuloasă este când spală vasele, vai de mine, le face poze. Uite cum le-am aranjat, uite cum am făcut. Dar mâncare așa nu face, dar Antoni mai gătește. Da? Băiatul meu are anumite preparate pe care el le face. Ce frumos, da, bravo! Da, da, da. El gătește mai mult de față. Dacă de rămâne singur acasă, nu moră de foame. Nu. Păi el îi gătește și tarei câteodată. Da? Deci mai rămâne el cu tara. Da, da, da. Ce frumos! E, da. Dar da. Ce faci acum de sărbători? Deci ce preparate faci tu de obicei? Atunci am aflat ce ai făceai când erai copil. Când eram copil. Acum am mai adăugat și salata de beof. Și deci fac salată de beof. Mai pregătesc și icre, nu întotdeauna, acum nu știu dacă voi face, pentru că mâncăm eu și soțul salată de icre, dar mie îmi place foarte mult salata de icre și asta îmi place foarte mult, să mănânc cartaboș, brânză cu ceapă, ceapă neapărat, ceapă roșie, da. Sau și ceapă, ceapă, îmi place ceapa asta făcut, crescută de noi în grădină. Am ceapa eu, da. Cumpărată nu prea îmi place să mănânc așa, știi, spartă, ceapă spartă cu un cartaboș, pic de sare. Știi? Și cu un pic de sare din aia mare, știi? Place să mănânc șuncă și prăjituri, dar recunosc că prăjiturile am prieteni, am pe anișoara care mi le face. N-am timp, pentru că eu în perioada asta am filmări, emisiuni, spectacole, avem spectacole, avem în curând să mă întreb de spectacole, că avem un spectacol important în Craiova. Foarte frumos, da. Da, și deci friptură, cozonacul, eu sunt eu, deci am două slăbiciuni. Sarmalele cu turtă neapărat și le mănânc și fără turtă, dar când sunt nevoită, și cozonacul. Da. Și asta am în grașă și intru și grasă la Crăciun. Știi că dacă aș fi că, mai slăbuț, aș zice, băi, am loc să mă îngraș, știi? Lasă că să fim grase și frumoase. Da. Da, și sănătoase, că nu, restul nu mai contează. Da, da, da. Uite, te pun să mai cânti două piese. Nu mai e viața ce a fost și anii se grăbesc să zboare. Se grăbesc anii să zboare? Când da. Se termină sfârșitul anului. Măi, se grăbesc pentru că nici nu... Parcă zilele trecute a fost Crăciunul trecut, știi? Da. Da, mi se pare așa că... Asta le spunem și băieților în cască, ce repede a trecut anul ăsta. Da, foarte repede. Și eu am avut atât de multă activitate, foarte multă activitate, cu toate astea nu am simțit cum a trecut anul. Și îmi pare rău de asta. Dar nu știu, probabil și faptul că sunt eu implicată în foarte multe proiecte. Întotdeauna deceniile mi se pare că trec mai repede, de la 30 la 40, da. De la 40 la 50, foarte repede. Da. Uite, foarte vezi? Repede. Hai să ascultăm această melodie, aceste două piese, interpretate de Mariana Ionescu Capitanescu, după care revenim. Thank you.
mic. Am revenit alături de Mariana Ionescu Căpitanescu. Vorbeam de tot ce se întâmplă în perioada asta de sărbători, dar n-am uitat să te întreb, cine face bradul? Deci m-a pus la cheltuială fiimea cu bradul. Pentru că a vrut să schimbăm decorul. Să-l decoreze ea pe nuanțele care le vrea ea. Am fost cu ea la cumpărături și îl decorem, deci eu împreună cu ea, eu cu Tara, cum zilele astea, că nu vreau, mie nu-mi place ideea să stea bradul o lună înainte de Crăciun împodobit. Nu, nici mie. Știi? Atunci când e aproape, atunci, să simt... Da, să intri în atmosfera aceea și mi-ar plăcea să ningă, Doamne, mă rog la Dumnezeu să ningă, și și știi ce mai îmi place mie în perioada asta? Simt nevoia să merg la cimitir, la cei care nu mai sunt. Uh-huh. Știi, chiar dacă e perioada de post așa, dar parcă simt nevoia să-i vizitez, știi? Da. Mă duc la soacră mea la cimitir și bărbatul meu e și surprins câteodată că îi spun, hai să ne pregătim, uite, mâine mergem la Maina, că noi așa îi zicem Maina, Valentina o chema pe dumneai, și la cimitir, la cei care nu mai sunt, la bunici, la părinți și... așa parcă simt o chemare a lor, știi? Da. Și după aceea parcă altfel trece Crăciun, altfel trece sărbătoarea, știi? Când altfel este că simt eu sufletul împăcat, știi? Dar chestia asta cu mersul la cimitir și că mulți ne-au și mie îmi scriu, nu vă duceți la cimitir la Petre, la colegul meu, păi eu mă duc la cimitir, dar nu știu ce să fac. Să fac poze. Fac poze, da. De acolo că m-am dus la cimitir. Uitați, vedeți, să știți că am fost la cimitir. Nu am fost și la Petre, am fost și la soacră mea și la neamurile mele care nu mai sunt. Dar să mi se pare o chestiune... Intimă. Intimă, da. Exact. Sau era cineva odată, dădea un interviu, spunea, eu am fost la cimitir acolo la Petre, dar n-am văzut colegi. Păi ce colegi își petrec timpul acolo stând lângă cruce? Da. Se duc și ei, te duci. Ai un moment al tău de intimitate așa, cu el, da, reculegere. Da, oamenii așa simt nevoia și stai să, puțin, că simt nevoia să critiche. Tu nu știi programul meu, eu mă duc când vreau eu, tu te duci când vrei tu. Exact, exact. Și durerea o păstrezi în suflet, că nu poți să te muți la cimitir să stai acolo. Da,
Non-stop. Da, da, da. Deci da. Aceste momente le consider momente pe care vrei să le trăiești tu și să îți amintești de ce a fost. Rămâne acel spirit, rămân amintirile și tu le rememorezi și faptul că le rememorezi înseamnă că acel suflet este încă cu tine. Da. Și de sărbători fac și asta, de prag de sărbători. Și asta e lucru bun, că ne mai aducem aminte și de cei care nu mai sunt printre noi. Dau de pomană. Cât e mama în viață, mama dă mai multă de pomană. Trebuie să recunosc, mama face pomenirile astea. Și vorbesc de mama, că tata nu mai este, dar noi n-am făcut public faptul că tata a plecat la ceruri, că presa este, nu știu, le înflorește, și am zis să acest moment de tristețe și de l-am păstrat pentru noi, l-am trăit noi. Am zis să nu împărtășim și cu publicul. Și durerea e a ta și nu are rost să spui și toate chestiile astea din familie intime. Da, da. Știi? Da. Dar spuneai că tara te mai ajută. Cum vezi Crăciunul de atunci din copilărie comparativ cu ce e acum? Trăiești Crăciunul copilăriei tale cu copiii tăi? Da, dar este... altfel. Este altfel, da. 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 Acum parcă... nu știu, probabil și faptul că am ajuns la maturitate, gândesc altfel, dar înainte chiar credeam toate etapele, adică dacă nu ești cu minte, vine Moș Nicolae și cu jurdeluța și ți-o dă și mama trebuie neapărat să o folosească dacă Moș Nicolae lasă jurdeluța la ușă. Trăiam acel gând că Moș Crăciun vine și că noi trebuie să facem liniște, să fim cu minți. Moș Crăciun chiar venea, deci după părerea mea chiar venea, deci și momentele acelea trăite, ele nu se repetă acum, dar când erau mici, le-am trăit cu copiii. Le-am retrăit cu copiii, dar acum sunt și ei destul de mari și conștientizează toate astea, dar sunt frumoase. Momentele astea nu știu, ne fac așa să ne bucurăm mai mult, să simțim românește, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate momentele frumoase pe care le trăim, pentru că noi le facem frumoase și dacă vrem să avem sufletul așa împăcat, îl avem. Dacă nu, dacă trăim tot supărați pe ceva anume, cineva nu ne-a dat ceva, cineva nu ne-a înzestrat cu un anumit dar sau... găsim întotdeauna motive să fim nefericiți. Putem găsi. Da. Dar dacă suntem împăcați sufletește cu noi, cu ce avem, cu ce nu avem, pentru că unii au mai mult din punct de vedere material, alții au mai mult din punct de vedere sufletesc, că nu ai nevoie de avere multă, de să ai lucruri fizic multe lângă tine pentru a fi împăcat sufletește. Așa este. Și mai ales că trebuie să te bucuri de fiecare clipă a vieții. Da. Pentru că nu se știe niciodată când se termină. Da, asta conștientizăm târziu, din păcate. Din păcate. Da. Dar... Și știi că conștientizăm când cineva foarte apropiat... Nu mai este printre noi. Da, pleacă așa pe neașteptate. Da, și atunci zici, uite, asta mi se putea întâmpla mie. Da. Și atunci, pentru ce am văzut și de pe aici, de prin oraș și lume, oameni care practic și-au petrecut toată viața trudind. Muncind. Și nu s-au bucurat de am nimic. Trudit o viață întreagă, da. Și la un moment dat au plecat din lumea asta. Asta a fost și povestea tatălui meu. Tatăl meu a muncit, ultimii ani că a fost la pensie și a trăit și el așa în tihnă, dar nu pot să spun că ei când vroiam să-i duc pe undeva, spuneau, păi cu cine rămân vitele, cu cine rămân păsările, gospodăria cu ei o lăsăm. Și întotdeauna aveau motive bine întemeiate în gândul lor ca să nu plece de acasă. Și toate astea, deci când te gândești, uite,
cum s-a întâmplat în viața părinților mei sau au trăit-o în viață întreagă și parcă simți nevoia că zici, hai, le mai las pe toate și plec și eu să mă plimb sau că realizez că, uite, părinții tăi n-au făcut asta sau alți oameni care au muncit atât de mult tot au plecat din lumea asta și nu s-au și nu s-au nu știu, nu s-au plimbat destul sau nu și-au trăit viața la intensitatea ei. Da. Apropo de faptul că mama vrea să folosească acea nuielușă, da? Dacă o primeai de la Moș Nicolae. Da. Ce primești de la Moș Nicolae? Făcuși ghetuțele, ți-ai făcut tot, ți-ai pus tot în ordine. Da, și eu am avut Moș Nicolae al meu, da? Care mi-a adus dulciuri. Dulciuri. Și copiii la fel au primit dulciuri, pentru că asta facem noi de Moș Nicolae, ne bucurăm de dulciuri. Nu, că toată... Înseamnă că ați fost cuminți. Toată lumea din casă are un comportament adecvat, da, și nimeni nu are ceva de spus pentru ca Moș Nicolae să se sesizeze și să ne trimită nuielușa în ajutor. Dar ai cântat și un lui Moș Nicolae? Măi, am să știi că de Moș Nicolae chiar a cântat. Chiar am cântat, că acest nume este foarte popular și era imposibil să nu am eu în toată lista mea de admiratori să nu fie un Nicolae care să-și dorească să mă asculte. Da, ce frumos! Da. Să știi că și eu acum, chiar dacă am 48 de ani, vreau să vă spun că eu... Mulți înainte. Să rămână la fel. Eu primesc de Moș Nicolae, pun la ghetuțele acolo și mama îmi pune de fiecare dată câte ceva. Da, deci mama e emisarul lui Moș Nicolae, da? Pentru că știi de ce? Vreau să trăiesc ca copilul. Da, foarte bine, da. Și știi cât mă bucur? Da. Pentru că încă mă simt copil. Știi cum se spune? Încă ești copil atâta timp cât ai părinții în viață. Exact. Când nu mai ai un părinț, ambii părinți, deja nu mai ești copil. Da. Dar eu mă simt încă copil. Și asta e un lucru bun. Și recomand la toți părinții, cât aveți copii, chiar dacă sunt mari, de 48 de ani ca mine, puneți-le acolo ceva la ghetuță, să vedeți ce se bucură. Da, eu mă bucur ca un copil mic. Da. Eu mă așez în fund, jos, lângă ghetuțe și încep să scot. Ce e acolo? Sau văd ce îmi pune mama. Este grăzat, și mă bucur ca un copil, dacă mă vedeți cum stau, stau turcește, știi? Da. Și stau și le scot de acolo de ghetuțe. Da, da. Dar mama are grijă să mi le pună după ce adorm eu, cu aud, știi? Da. Și mi le pune după ce adorm eu. E normal, da. Ce frumos. Da, știi cum mă bucur? Și când ies din casă și din camera de la mine și când mă duc la ușă, a venit Moș Nicolae, exact așa, știi? Da. Ca un copil. Sărbătorile astea au importanța lor pentru sufletul nostru și ne amintim, deci, ce importanță au avut acești oameni, părinții, bunicii în viața noastră, că ne-au ajutat să păstrăm acest spirit al sărbătorilor. Așa este. Da. Voi aveți un concert acum, da? Da. Cu ansamblu. Da, eu sunt membra ansamblului folcloric Maria Tănase din Craiova. Am avut anul acesta câteva evenimente foarte frumoase, evenimente marcante pentru ansamblul nostru și au aceste evenimente au arătat de fapt valoarea artistică a ansamblului. Mă refer la toate departamentele și la corpul de balet și la soliști și la orchestră și vom avea concert de colinde pe 21 decembrie, seara va fi concert de colinde la Teatrul Național Craiovean. Pentru că a fost perioada aceasta de pandemie și cu restricțiile n-am putut să ne desfășurăm noi așa să cântăm. La toți care au venit, cei care doresc să simtă spiritul sosirii sărbătorilor de iarnă, iată că noi le dăm această ocazie pe 21 decembrie să fie cu noi alături de noi să cânte colinde ansamblul folcloric Maria Tănase la Teatrul Național din Craiova. Și pe 22 decembrie vom fi la Cârcea, în localitatea Cârcea, spiritul Crăciunului va fi prezent printr-un program artistic susținut de ansamblul nostru.
Ce frumos, bravo, mă bucur că se organizează astfel de concerte. Da, primăria și Consiliul Local Cârcea în iarnă, de înainte de Crăciun, pentru că au o sală foarte frumoasă acolo la centrul multifuncțional din Cârcea, organizează spectacole, pentru că tu știi înainte că se organizau spectacole prin toate localitățile, iarna, atunci de sărbători. Căminele culturale, căminele, Mariana. Căminele culturale, da. Da, unde se încălzeau cu foc, cu lemn. În sobe, da. Așa este. Ce frumos așa era. Da, așa este. Sperăm să se reia. Doamne, sperăm să se reia, pentru că oamenii au și ei această curiozitate de a vedea artiștii și în realitate, oamenii de prin sate. Și de ce să nu le dăm această ocazie noi să mergem, să fim aproape de sufletul lor, să ne vadă cântând pe scenă la căminele culturale din localitățile din România. Și la căminele culturale care mai sunt. Știi? Mai sunt, unele s-au renovat, unele s-au refăcut. Sunt foarte frumoase, da. Dar când erai copil, când erai la tine la sat, mai cântai la căminul cultural? Da, jucam și în piese de teatru, era o activitate culturală foarte intensă pentru că se ocupau profesorii de activitatea culturală, erau de Paște, de Crăciun, dar în general, în special de sărbătorile de iarnă, era bal, se susținea bal, susțineam noi spectacole, cei de la care eram elevi, spectacole de teatru, spectacole de cântec și voie bună, cântam și colinde. Am participat la toate cât am fost la mine în comună. Ce frumos, bravo! Da, am participat la toate, da. Eram chiar un pion principal acolo. Pentru că toată lumea a știut că tu cânti și de asta, Da. Și erai talentată de mică. Și mă angrenau în proiectele astea. Da, și uite, ați aprins bine pentru că n-ai mai avut emoții după. N-am mai avut emoții. Dar mai ai emoții acum când te uiți pe șer. Da. Deci am emoții, câteodată mă și supăr pe mine că nu pot să-mi dau frâul liber și să cânt cât ar trebui de frumos și de cât aș avea eu capacitatea de a cânta atunci când nu mă sugrumă emoțiile. Dar la nunți ai emoții? Nu. Nu? Nu. Nu mai e în spectacol. Da, am grijă, normal că este un trac, așa. Dar în spectacolele importante am emoții care câteodată mă năpădesc. Știi că artistul care n-are emoții parcă nu e artist. Da, pentru că e o grijă în plus, este, nu ai voie, mai ales într-un spectacol, într-o sală de concerte, toată lumea este foarte atentă la orice detaliu. Și atunci tu trebuie să fii foarte responsabil, să fii impecabil. Așa este. Hai să ne mai cânti două piese și pentru că tot am pomenit de copiii tăi, am ales aici două piese. Am un băiat și o fată și anii mei frumoși din viață. Haide să ascultăm pe Mariana Ionescu Capitalescu, după care revenim. Thank you.
ședere, m-a plăcut orice muiere, n-aș vrea să fiu lăudată, dar n-am fost om de lăsat, am fost bărbat cu ședere, m-a plăcut orice muiere. Ca să mă exprim oltenește, vorbim despre tot și despre sărbători și despre tradiții, obiceiurile de acolo, de la tine. Dar cum fu anul ăsta 2022 pentru Mariana Ionescu Căpitănescu, atenție, omul, dar și artistul? Pentru omul Mariana Ionescu Căpitănescu sau Maria, că în buletin ești Maria. În buletin sunt Maria, dar da. Da, dar lumea mă strigă Mariana. Am avut un an, să zic așa, împreună cu familia. Faptul că am avut și băiatul aici, cu fata, cu soțul, dar în a doua parte cu o mare tristețe pentru omul Mariana, pentru că mi-am pierdut tatăl. Și, de fapt, de la începutul anului 2022 am fost foarte agitată prin spitale cu tata și am fost de multe ori internat în tot felul de tratamente și proceduri care m-au ținut, adică am avut și momente când la evenimente cântam printre lacrimi și cu gândul să nu pățească ceva tata, să nu că tatăl meu a fost un om sănătos. Deci un om care nu niciodată n-a ridicat, nu s-a văitat că este bolnav. Și de sărbătorile, chiar de Crăciunul 2021, am văzut că este schimbat. Nu se mai bucura, decât mi-a spus, am făcut cu cazanul, am făcut multă țuică în anul ăsta. Vin, am făcut porumb, mult. Deci a fost anul când n-a comentat nimic, zice, toate s-au făcut, dar nu a mâncat, n-a stat la masă cu noi toată, n-a rezistat să stea, a zis că trebuie să mă întind și transpira așa fără explicații și am zis ceva este în regulă cu tata. Și imediat după sărbători l-am luat pe tata, l-am luat la spital cu investigații și în august s-a stins. Și Dumnezeu să-l odinească. Dumnezeu să-l odinească și din punct de vedere personal, deci am trăit tot anul cu teama și după aceea cu tristețea aceasta că nu mai este. Și am avut, din punct de vedere artistic, am avut un an foarte încărcat. Pentru că a fost primul an după cei doi de restricții și au fost multe evenimente restante care au fost făcute anul acesta și am avut multe satisfacții profesionale, multe concerte, multe, am fost mult în țară, am fost și prin străinătate cu spectacole, dar toate s-au derulat așa sub această umbră de tristețe și de teamă până să își dea tata sufletul de teamă că se poate întâmpla în orice moment și eu să nu fiu lângă el și să fiu departe, să... Și n-am fost departe, chiar înainte cu câteva ore de a trece tata în lumea cealaltă, am fost și am stat cu el. Și n-am mai putut vorbi, nu mai vorbea, dar vorbeam eu cu el și îmi dădea din cap și la câteva ore s-a stins după ce am plecat eu de lângă el. Și probabil dorea să vă vadă pe toți acolo. Deci nu ia, cum se zice, nu a murit, nu a ieșit sufletul până nu ne-a văzut pe toți. Deci ne-am dus pe rând zilele acelea, pe toți, până nu ne-a văzut pe toți și eu credeam că asta este numai o vorbă, așa. Da, atunci a dat sufletul și e foarte greu să treci peste asta. Foarte greu, da. Eu am susținere, am copiii și soțul și neamurile care sunt, rudele care sunt pe lângă mine, dar e foarte greu să duci, să duci când un părinte te părăsește. E foarte greu. Știi cum? Tot mereu îmi pun în cap așa, taică m-a murit exact cu 2 săptămâni înainte de a face 60 de ani. Și
aveam 30 de ani eu și am zis, uite, alții s-au bucurat de părinții lor mulți ani. Au murit părinții la 70-80 de ani, când aveau ei 70-80 de ani. Și părinții poate au avut suta. Dar sunt copii care și-au pierdut părinții când aveau 10 ani, nu s-au bucurat de ei, știi? Da, este da, cumplit. Este. Cu cât te bucuri de mama, de tata mai mulți ani, cu atât este mai bine. Cu cât te bucuri de ei mai puțin ani, cu atât este mai trist. Da, dar tu ca și copil niciodată nu ești pregătit da, să-l pierzi. Să-l indiferent, pierzi. Tata, și nu accepti. Da, tata avea 78 de ani. Era, deci am zis că niciodată nu... Voiam să-l aduc la medic, îl aducea mai mult forțat. Și dar a avut neoplasm la plămân și s-a descoperit și în stadiu avansat, pentru că nu... Răcise de atâta efort. Da. Vezi? Da. De-aia e bine, exact cum spuneai tu mai devreme, mai bucură-te și de viață. Da, da. Nu să muncești, să muncești, să muncești. Da, eu așa le spun copiilor mei, munciți, dar împletit cu perioade de relaxare, să mergeți să vizitați, că aveți posibilitatea să vedeți lumea, să vă distrați. Deci totul făcut cu cumva cu simț de răspundere și să mergi cu toate. Părinții noștri nu au mers așa. Părinții noștri au muncit și au trudit, s-au chinuit și așa au fost timpurile. Nu știu, ei n-au avut acest gând de a merge în vacanțe și nici nu, în tinerețe, nici nu și-au permis. Și după aceea n-au mai vrut ei, că au zis că suntem bătrâni, suntem obosiți, suntem bolnavi, nu suntem în stare. Când chiar eu, cât am putut, i-am scos de acolo și s-au mai plimbat, dar nu să-și petreacă vacanțe lungi. Da. Ai vreun proiect care nu ți s-a îndeplinit pe anul 2022? Acum să vorbim de artistul. Da, aș fi vrut să mai realizez noi înregistrări, dar nu m-a lăsat sufletul. N-am avut puterea să înregistrez. Aș fi vrut să înregistrez și eu un colind, dar n-am avut puterea de a merge în studio să înregistrez. Filmările și astea au mers, dar ca eu să compun ceva din suflet, așa, nu am fost pregătită. Uh-huh. Dar în proiect am avut să fac, dar nu am realizat. Sper că în 2023 să mai vin și cu cântece noi și zic asta pentru că îmi merge glasul bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt încă în putere și aceste cântece înregistrate, ele rămân. Ele rămân în atenție și tu mai cânti, nu mai cânti ca artist, dar cântecele pot fi ascultate oricând și peste 100 de ani. Da. Da. Cum să nu? Da. Dar cum a fost anul pentru artistul Mariana Ionescu Capitanescu? A fost un an bun? A fost un an foarte bun pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți iubitori de cântec. M-a ajutat Dumnezeu să nu am perioade mai mari așa de răceală, de gripă, de să pot să-mi îndeplinesc contractele. Cu ansamblul folcloric Maria Tănase am avut proiecte, așa cum am zis, deosebite. Am fost în concert în sala Palatului, ne-au văzut mii de spectatori. La Teatrul Național am avut spectacol Povestea Cântecului și am avut și în aer liber în primăvară acest spectacol. Un spectacol altfel, pentru că anul acesta, ansamblul folcloric Maria Tănase a fost sub egida împlinirii a 30 de ani de existență și spun asta pentru că noi avem această datorie de a păstra vii tradițiile și folclorul românesc, noi, ansamblul folcloric Maria Tănase, și au fost niște satisfacții profesionale deosebite anul acesta. Și ne încăpățânăm și eu personal mă încăpățânez să păstrez sportul popular, să păstrez cântecele folclorice zonale cât s-o mai putea, pentru că așa nu ne pierdem identitatea noastră zonală și pur
românească și trebuie să avem grijă și fac apel la tineri interpreți să aibă grijă să ia și exemple bune. Și pentru că dacă trecem și cântăm, încep eu și când cântece din, îmi bag în repertoriu înregistrat cântece din Ardeal sau din Moldova sau de la Sârbi sau, eu știu, cântece turcești, atunci nu mai sunt româncă. Da. Da, și fiecare să-și să-și păstreze, dacă vine din Oltenia, să cânte moltenește. Una e că mai cântăm noi la un eveniment particular și un cântec din altă zonă, asta este altceva. Dar ceea ce promovez pe televiziune să fie, să fie cântece din zona noastră. Și știi ce am apreciat la tine? Că mă uitam acum la tine și când vorbeai, derulam așa imagini cu tine pe la anunț, pe la petreceri unde te-ai mai văzut și apreciez faptul că scânți din repertoriul tău. Da. Nu din repertoriul altuia. În mare parte, cam 80% da. Repertoriul meu. Mai sunt și cântece de nunți care se pretează sau mai sunt și cântece... Care ți se cer. Da, care mi se cer și, de exemplu, când lumea este la joc, trebuie să cânți cântece mai antrenante, care poate nu toate sunt din repertoriul meu, dar 80% din repertoriu este din pe care îl cânt, mi-aparține. Și asta e un lucru bun. Ce planuri ai de pe 2023? Ce-ți dorești de la acest an? Noi înregistrări. Înregistrări audio, da. Concerte, îmi doresc concerte de ținută, pentru că astea mă pun în valoare. Să fiu invitată la concerte de ținută, pentru că deja voi fi... Am fost... sunt ambasador al Olteniei prin alte zone folclorice și sunt convinsă că și anul acesta va fi la fel. Am fost la Iași, am fost la Arad, am fost la Bistrița în 2022, am colaborat cu ansamblurile de acolo din zonă și sunt convinsă că se va continua acest periplu al meu prin țară, să duc muzica oltenească și în alte zone folclorice. Ce frumos! Da, s-ar putea să merg și pe litoral cu concerte, pentru că întotdeauna mi se propune să merg la concerte pe litoral, dar e și distanța mare și mi-este greu la vară să merg pe litoral, deci în 2023. Și deci din punct de vedere artistic cred că voi mă voi menține pe în atenție și nu prin alte subterfugii, ci prin cântatul profesional și cu deținută, cu costume adecvate, cu port popular adecvat și cu repertoriu care să-mi facă cinste. Îți spuneam eu ție și înainte de a începe emisiunea, când eram acolo în cabina de emisie, că ai niște costume absolut superbe. Tot mereu așa ai avut costume. Da, am costume din zona folclorică Vâlcea, din zona aceasta, acesta este un cântec din zona Vâlcii. Am costume gorjenești, am și costume care merg foarte bine pe cântecele orășenești, pe care le purtau domnițele noastre când mergeau la hora satului. Uh-huh. Acelea cu mai mult sclipici, cu fir auriu, am și costume din acelea și le am pe categorii. Dar am mare grijă de ele. Am o colecție deosebită și ele parcă m-au definit așa costumele, mi-au definit personalitatea și mă regăsesc atunci când mă îmbrac, mă regăsesc în ele. Foarte frumos. Da. Mariana, ne-am apropiat de finalul emisiunii. Eu îți mulțumesc din suflet pentru prezență. Mă bucur că de fiecare dată când eu te invit răspunzi prezent și îți mulțumesc pentru asta. Îți doresc să ai parte de un an 2023 cu multă sănătate în primul rând, putere de muncă, glasul să te țină, cântece frumoase să aduci către spectatori și să rămâi același om pe care îl cunosc eu de 25-27 de ani, nu mai știu de cât, așa, să rămâi aceeași, să nu te schimbi. Îți mulțumesc și eu apreciez la tine, la emisiunile tale, faptul că te încăpăținezi și tu să păstrezi tradițiile, să păstrezi cântecul
nealterat și să promovezi în continuare ceea ce este chiar valoros în zona noastră și asta te-a și păstrat pe tine în atenție cu emisiunea și iată că publicul este fidel emisiunii tale, publicul de aici, din zona noastră, de-abia așteaptă emisiunile tale și mereu îmi spune lumea și când mă duc prin oraș, când mă duc în piață, v-am văzut la emisiune și v-am văzut cum vorbeați cu Carmina, cum cântați și asta mă face de fiecare dată să răspund cu da. Te felicit din toată inima. Mulțumesc. Echipei și tuturor vă doresc sărbători cu bine. Să cumva să ne bucurăm, să ne amintim de cei care au probleme de sănătate și să fim alături de ei și chiar și cu o vorbă bună și să ne țină Dumnezeu în normalitate, să rămânem normali, să nu ne să fim, nu știu, eu vreau ca lumea să rămână caldă, oamenii să păstreze, să fie mai bun. Da, să păstreze această legătură sufletească între ei, pentru că am simțit că se degradează această latură și nu mi-aș dori să se întâmple asta. Să fim sănătoși, un Crăciun fericit tuturor. Să aveți pe masă bucatele pe care vi le doriți și în suflet liniștea pe care vă doriți. Doamne ajută așa să fie, Crăciun fericit și ție, alături de cei dragi, alături de copiii tăi, să trăiască, să te bucuri de aici, să fie sănătoși. Mulțumesc, Doamne ajută tuturor. Doamne ajută. Aici pune punct emisiunii din această seară, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc o seară excelentă, vă doresc să aveți parte de un Crăciun fericit și binecuvântat de Dumnezeu alături de toți cei dragi dumneavoastră, să fiți sănătoși, să aveți o masă îmbelșugată, să ne vedem cu bine în anul 2023, am o surpriză pentru dumneavoastră, începem anul 2023 cu o doamnă care poartă numele Sfântului Vasile, o să vedeți că am foarte multe surprize pentru anul 2023. Mi-am pus așa în gând să fac foarte multe proiecte frumoase cu această emisiune. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și de întreaga mea echipă în anul 2022. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această emisiune, la realizarea acestei emisiuni. Mulțumesc operatorilor de imagine, Bogdan Rusu și Liviu Rusu, operatorilor de emisie, Elvis Filip și Mihai Bădescu. Mulțumesc colegilor mei, vă mulțumesc dumneavoastră, telespectatorilor, că ne sunteți alături de fiecare dată. La mulți ani, Crăciun fericit, un an nou fericit, cu sănătate, bucurii, realizări frumoase, să ne vedem cu bine, sănătoși, Doamne ajută, iar acum vă las în compania Marianei Ionescu Căpitanescu, care ne va cânta două cântece de petrecere și vreau să jucați pe cântecele ei și anume, Joacă lume dragă, pentru că asta trebuie să faceți, să jucați și să vă simțiți bine și hai lume să o facem lată. Să o faceți lată și de data asta, o facem lată și la anul, așadar, Mariana Ionescu Căpitanescu, la mulți ani, sănătate și bucurii vă doresc! Terminăm, mai pașii
am și de greu să nu-l luăm în seamă, juca spun când eu. Câteodată în viață mai dăm și de greu să nu-l luăm în seamă, juca spun când eu. Doi pași înainte și doi înapoi, să ne trăim viața numai cum vrem noi. Doi pași înainte și doi mărunței, să luăm de la viață doar dulceața ei. Jucați ora roată cu drag tot așa, că-i frumoasă viața așa cum e ea. Jucați ora roată cu drag tot așa, că-i frumoasă viața așa cum e ea. Doi pași înainte și doi înapoi, să ne trăim viața numai cum vrem noi. Doi pași înainte și doi mărunței, să luăm de la viață doar dulceața ei. Doi pași înainte și doi draga.